Pe cupaj repezi alegere locale, așa că toate formațiunile politice trebuie să vină cu propunerile de candidați pentru primăriile unde vor un loc de edil. Recent a fost anunțat și primul contracandidat al lui Florentin Pandele la Primăria Voluntari. Toate formațiunile politice ar trebui să vină până pe data de 1 martie cu lista de candidați, astfel încât să se descurce apoi, pentru că au nevoie de timp, știm, pentru campania de strângere de semnături, iar mai apoi pentru campania electorală. Umaniștii vin cu propuneri sustenabile și vor ca locuitorii din Voluntari să beneficieze de un trai decent. Știu nevoile, necesitățile și doleanțele oamenilor. Am văzut în ultimii ani și toți știm lucrul ăsta, că ducem mii și mii de oameni în pelerinaje și în excursii. Cred că a venit momentul să construim ceva la noi acasă. Umaniștii își vor lansa rând pe rând candidații pentru alegerile locale în zilele următoare. Vom face un alt fel de politică, o politică curată, o politică a bunului simț, o politică responsabilă, o politică pentru oameni. Colegii de partid au încredere nemărginită în candidatul Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, Ciprian Manole, pentru Primăria Voluntari, și îl prezintă ca fiind un om cu energie și cu poftă de muncă. Are niște planuri foarte serioase și realiste. Asta e foarte important, pentru că mulți politicieni, de dragul politicianismului, de dragul a obține voturi pentru interes propriu și de partid sau de personal, se întâmplă un fenomen, faptul că vin și prezintă lucruri care sunt irealiste. Alegerile locale vor avea loc în luna iunie a acestui an.